gestionarea cântarilor și protecția investițiilor pe care noi, Consiliul Județean, încercăm să modernizăm drumul din județ. Dar, deocamdată, noi stăm foarte, foarte rău la întreținere. Văd că sunt câteva proiecte de drumuri care pentru întreținere și care se lucrează foarte proastă. Acolo unde se lucrează, pentru acoperirea găurilor din asfalt, se lucrează foarte prost, necurățarea găurilor din pământ, nefinisajul, nesuflarea prasului prost în spațiile grămase. Și în sprijinul, cum zic eu, se poate și eu, a colegilor, a unităților care execută lucrările în teren, aș propune înființarea unei comisii cu reprezentanți din partea Consiliului pentru inspectarea odată a lucrărilor. Doi, cel mai important lucru, de gestionarea drumurilor proaste din județ, care să le analizăm împreună și să le dăm o prioritate. Nu să putem să le facem pe toate în puținul timp prielnic care ne-a mai rămas până în septembrie, cât se poate lucra. Acum, nu știu, compartimentul de specialitate și eu îmi cer scuze că nu am informat,